Bună seara, bună seara! Nadia Spătariu sunt alături de liderul meu drag, Vasilica Gomboș. Bună seara, draga mea! Bine te-am regăsit! Bună seara, mă bucur că sunt din nou alături de tine și de toți cei care ne ascultă. Și eu îți mulțumesc că ai acceptat din nou provocarea Nu știu mea, care. bineînțeles. Cred că este o diferență de și mă auzi cu întârziere de conexiune, dar asta nu ne va opri să purtăm o discuție, pentru că până la urmă ideea este să ajungă informația la tine. Așadar, bună seara, dragii noștri. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare luni vorbim despre colaborarea cu compania EFEM. Vă aducem în fața dumneavoastră produse pe care noi le îndrăgim și care le și folosim, bineînțeles, și de asemenea concursul cu care deja v-am obișnuit. Vasilica o să ne și arate produsul care este pus astăzi la concurs ca și premiu și, bineînțeles, acum nu știu cât o să se vadă, este un gel de duș complet. Care. Vedeți că mine este o lampă în spate și din cauza asta nu se vede foarte, foarte în regulă. Cred că așa. Da, este mai bine. Bineînțeles că puteți să știți despre el. Am dezbătut astăzi, am scris în anunțul nostru ce face acest produs. Este recomandat pentru orice tip de piele, chiar și pentru pielea copiilor cu vârsta de peste 3 ani. Conține ulei de migdale, previne deshidratarea pielii, hidratează intens și netezește. Ce trebuie să faceți ca să ajungeți în posesia acestui produs? Să distribuiți acest live și să ne scrieți în comentarii de ce vă doriți acest produs. Menționez că eu îl folosesc și îmi este foarte, foarte drag. Bună seara, Andreea! Bună seara! Îți mulțumim că ești alături de noi. Așadar, Vasilica, haideți să vedem astăzi despre cum, pentru că ni s-a pus o provocare, da, săptămâna trecută, despre îngrijirea corporală. Te rog! Sigur. Sper din tot sufletul să nu avem probleme cu internetul. Nu știu din ce cauză mie nu-mi funcționează internetul din casă și atunci am făcut un hotspot, doar ca să reușesc să fiu și să pot să vă spun ceea ce am de spus. Înainte de a trece la produsele pe care la care m-am gândit astăzi să le expun în fața voastră, aș vrea, bineînțeles, să mă întorc un pic la discuțiile cu care începem de obicei. Am avut de o săptămână, de fapt, de atunci și până acum și astăzi, chiar înainte să intru în live, discuții telefonice sau astăzi în oraș legat de ceea ce se întâmplă în FM. Păi, mi s-a Da, pus o întrebare. pentru că lumea ne vede și deja am stârnit curiozități și cu siguranță se pun întrebări. Și este foarte bine, chiar îi rog pe cei care au nelămuriri să ne scrie, pentru că noi cu siguranță o să le răspundem, atât eu, cât și tu, cât și partenerii din echipa noastră. Te rog! Eu am fost întrebată la un moment dat de ce nu vând produse. Am mai tot spus lucrul acesta. Pot să și vând, dar nu asta este ideea. Până la urmă, pot să vând, pot să cumpăr, să fac stocuri de produse acasă, este în regulă și o să le vând persoanelor la prețul care există în catalog. Dar nu asta este ideea. Sunt pe piață atâtea firme în care îți faci un cont și pui comandă în fiecare lună sau nu știu, sunt niște praguri pe care trebuie să le atingi, sunt produse de cosmetică, sunt produse de make-up, lumea le știe, nu vreau să le dau nume pentru că și eu înainte cu mulți ani foloseam acele produse. Cineva m-a întrebat chiar astăzi,
Dar de ce nu mai faci, știu eu, MLM-ul respectiv? Pentru că de câțiva ani de zile, atunci, la momentul respectiv, foloseam acele produse, pentru că de alea știam, de alea se vorbea în jurul meu. Și m-am gândit, adică de fapt în momentul în care am intrat în FM, m-am sucit un pic, pentru că produsele aveau o altă calitate. Adică folosind un creion de ochi și văzând că este un pic mai moale, este mai rezistent decât în altă parte, sincer am preferat să folosesc mai multe. Nu știu dacă ți-aduci aminte de câte ori am venit eu la terasă la prezentările tale ca să testez un ruj. Era un ruj, o culoare, un corai. Nu mai este de o vreme în FM nuanța respectivă, dar ca Toma necredinciosul, nu? Veneam înainte să aduc aminte. Veneam să testez rujurile și creioanele. Ți-aduci aminte că veneam pe terasă pe bulevard și una de fiecare dată testam altceva ca să văd eu cât rezistă. Păi m-am convins și a fost clar, nu am acceptat și eu să-mi cumpăr produsele la un preț de partener. Bun, o altă întrebare care mi s-a pus acum recent, ce mă costă să fac chestia asta? Absolut nimic. Deci nu te costă niciun ban în plus de a-ți crea un cont. Creezi contul și vrei să-ți comanzi. Comanzi dacă nu, asta este, fix alegerea ta. Altcineva îmi zicea astăzi, păi eu nu aș cumpăra produse, dar zice, știi, nu am timp să vând, dar nu trebuie să vinzi. Păi să ne înțelegem, nu stă nimeni în spatele tău să te forțeze să vinzi ceva. Eu nu o să fac lucrul ăsta niciodată. Nu știu de ce ei nu... Deci lumea din jur... Bine, acum știu, pentru că MLM-ul are o imagine oarecum distorsionată de câțiva ani încoace, pentru că pe piață sunt... o sumedenie de firme care toate vând ceva. Și lumea este sătulă să cumpere un produs pe care nu-l știe. Noi de asta suntem în fiecare săptămână aici și nu numai noi, adică nu vorbesc doar eu, vorbesc și fetele care folosesc produsele, plus că fiecare persoană care reușește să intre, să-și comande o singură dată, va comanda și a doua oară. Cu siguranță. Deci, produsele vorbesc de la sine. La fel am fost întrebată tot în perioada asta de ce nu am ieșit în față până acum. Am folosit produsele de atunci, de când m-am înscris, cel puțin produsele de curățenie, nu mi-au lipsit absolut niciodată din casă. Programul Fit 6 de slăbit, eu l-am ținut prima în momentul în care s-a lansat în catalog. Da. Dar de ce așa am este. Făcut lucruri la nivelul pe care îl fac acum? Păi vă spun de ce. Mie mi se pare cel mai bun an, 2021, pentru FM. Acum noi știm că anul trecut vânzările în online au crescut. Da, deci toată lumea cumpăra online pentru că eram ținuți acasă și magazinele erau închise. Și atunci... Corect. Lumea a început să cumpere. Nu aveam nevoie de parfumuri, aveam nevoie de produse de curățenie. Și stând acasă toată ziua și butonând, te-ai oprit și asupra celor postări, da? Care îți prezentau un produs de al nostru. Și te-ai gândit și tu, indiferent în ce echipă ești, să te înscrii și să-ți cumperi produse de acolo. Păi asta este cea mai mare șansă. Acum nu are sens să vorbesc despre ceea ce poate să ofere FM-ul ca și situație financiară. Cert este că pentru cei care ne ascultă acum, aș vrea să știe că produsele și prețul pe care îl au sunt extraordinare. Nu pierd absolut nimic dacă atunci când noi le spunem, păi nu ți-l vând la prețul de catalog, hai, încearcă să intri în sistem, adică să intri și tu să-ți cumperi la preț redus. Păi în avantajul cui este, în primul rând, al meu sau al tău ca și cumpărător? Deci mie foarte greu, adică nu mi-e greu să le explic, că le explic tuturor și le zic, ok, dacă vrei să-mi dai banii, în regulă. Vasilica, te aș ruga astăzi, faci un pic de pauză și să continui după ce salutăm lumea puțin. Te rog.
Deci pe Andreea din Spania o salutăm. Andreea, îți mulțumim că ești alături de noi. Ionela Irimie, bună seara, bună seara draga noastră. Ea este un alt lider al echipei mele care și folosește produsele și bineînțeles și programul de slăbit cu mult, mult succes. Ioana Leonescu este lângă noi. Pe Ioana o să vedeți mai târziu la extragere. Nicoleta Oprița, bună seara. Uite, de exemplu, Ionela ne și spune că FM pentru mine este oportunitate, un MLM care îți oferă concepte de avansare. Produsele FM pe care le folosesc sunt nenumărate și calitative. Îmi doresc genul acesta pentru mine și Dragoș, în special, care e fan numărul 1. Știm acest lucru și ne bucurăm, pentru că liderii, uite că se nasc de mici. Andreea Foxec ne spune, încă nu l-am întrebat, dar sunt sigură că o să-mi placă, cu siguranță. Ramona, te salutăm, Ramona e din Istanbul. Nelly Stanciu este alături de noi. Stancioana ne spune că dorește acest produs pentru că FM are produse extrem de calitative, dar acest produs nu l-am testat și tare mi l-aș dori să-l încerc. Mult, mult succes, vă dorim. Bun. Te rog, Vasilica. Mă bucur că lumea zice că nu au testat, mai ales că ele sunt deja și folosesc produse din FM, că n-au testat toate produsele. Nici noi nu le-am testat pe toate. E clar, nu avem cum să testăm toate produsele. Și de asta, în această seară, o să vorbesc de niște produse pe care eu, în momentul de față, unele le-am folosit, nu le mai am, sau unul care deja îmi place, îl am acasă. Bun, vorbeam de produsele de îngrijire corporală. Păi clar, plecăm de la gelurile de duș care sunt sub diferite forme. Da, avem geluri de duș cu arome, cu aromele parfumurilor pe care deja le cunoaștem și le îndrăgim, sau din gama Utic, acum fiecare ce preferă, ce aromă preferă. Sau tot pentru îngrijirea corpului sunt cremele de corp de după baie sau balsamurile pentru hidratare și regenerarea pielii. Se știe foarte clar că după un duș, după o baie, este necesar să ne hidratăm pielea cu o cremă. Bun. Și apropo de duș, dacă îmi permiți, te rog, apropo de duș, vreau să recomand acest produs cu miere din gama Hello Honey, care este foarte, foarte bun. Multe persoane deja din companie îl folosesc, de la mic la mare, și îl îndrăgesc. Da, tot din gama respectivă este un unt cu migdale și miere pentru hidratare. Exact. Este foarte, foarte fain și respectiv. Eu nu am folosit acum recent gelul anticelulitic. Deci balsamul anticelulitic care conține beta-glucan. Știu că se vinde ca pâinea caldă. Deci dacă eu acum o săptămână l-am pus pe comandă unor persoane, aseară nu era. Eu vreau deci să spun că am tot câte două în casă, pentru că cum îți plimb băriață, eu știu, unul țin în baie și unul țin după mine. Îl recomand folosirea lui atât seara cât și dimineața. Recunosc, nu întotdeauna fac acest lucru, chiar dacă îl recomand. Îl folosesc ori seara, ori dimineața. Este indicat și dimineața și seara, dar uneori, uite, și eu sunt om până la urmă. Dar efectele lui sunt vizibile în momentul în care îl folosești zilnic, folosind, bineînțeles, și o alimentație adecvată, da? Și un stil de viață adecvat, bând apă, da? Și puțină mișcare. Clar că efectele sunt așa, instant. Acest produs are și se poate utiliza și foarte ușor, nu, pentru că are pompița respectivă, dozajul este super fain. Corect. Corect.
El conține complexul unic de anticelulit forte care modelează silueta și întărește țesuturile. Dacă, cum zicea Nadia, dacă este utilizat cu regularitate, garantează reducerea aspectului de coajă de portocală. Dar asta înseamnă regularitate, nu ne dăm o dată pe lună, pentru că nu o să facem absolut nimic. Exact. Are extractul din plante de centelă asiatică, deci asta conține el, stimulează producerea de colagen și elastină, restabilind astfel densitatea și elasticitatea pielii. Și cum vă spuneam, se vinde foarte, foarte bine. Este clar că dacă acest produs nu rămâne în magazin, este folosit pentru că este bun. Bun, un alt produs despre care aș vrea să atrag atenția este crema universală pentru ultra-recuperare. Dar înainte, Se găsește Vasi, în... Gata. vreau să mai amintim o dată de concurs și să reamintim ce trebuie să facă, să spunem, cei care își doresc acest produs, da? Gelul de duș complet care hidratează intens și netezește, are acțiune calmantă și face o spumă ușoară și conține agenți delicați de curățare. Este indicat atât pentru adulți cât și pentru copii de la vârsta de 3 ani. Ce trebuie să faci? Să urmărești live-ul nostru, să-l distribui, să comentezi de ce îți dorești acest premiu și, bineînțeles, poți eticheta și alte persoane. Da, că data trecută. Și spune că îi stârnim interesul. Noi știm că ea are o gamă foarte mare de produse, dar uite, te provocăm. La care se referă? La gelul de duș sau la ce se Nu referă? știu, dar eu îi le recomand amândouă. Da. Că data trecută îmi ziceai de perioada de valabilitate a produselor și acum cum am pus gelul de duș, cum l-am pus, l-am așezat pe masă, vreau să spun că pe acest produs scrie pe el exact luna și anul în care expiră produsul. Știi că ziceam că sunt niște căpăcele care ne arată 6 sau 12 luni. Ei, pe unele chiar scrie exact când expiră produsul respectiv. Bun, această cremă de ultra-recuperare Uite care a venit Ionela și ne spune că despre gel este vorba. de Ți-l longitudine. recomandăm, Ionela, pentru că are efecte vizibile. Da, crema ultra-recuperare este o cremă care atenuează iritațiile prin reducerea uscăciunii, a roșeței și a keratozei. Da? Este o compresă calmantă de neînlocuit după tratamentele cosmetice, după depilare sau după expunerea la radiațiile UV. Deci are destul de multe beneficii și această cremă și începusem să spun la început că se găsește în două cantități, o cantitate mai mare și la 250 de mililitri, așa că este accesibilă pentru toată lumea. Și un produs care este destul de nou apărut, este tânăr în echipa FM, în magazinul FM, este gelul cu aloe Hai că uite și eu pe ele te-am introdus. 99%, o parte din persoană. O să Deja l-au încerc achiziționat. să. Nu prea se vede, Vații. Da, nu știu cât se vede că nu mă ajută lumina. Da, nu Cred că pot să fac foarte în acea multe parte pentru cred că că e mai dacă mă bine. mișc, mi-e frică să nu-mi Să descriezi. deja eu Eu mă aud cu ecou. ne vorbesc Da, să nu despre ele pierd internetul, deci nu ulterior. vreau să mișc nimic ca să nu nici nu mă mișc de. Ok. Îți recomand eventual acum să ne vorbești despre el,
și ulterior să faci o poză să ne pui în comentarii. Este, da, am și poza pregătită, l-am și promovat pe internet, pe pagina mea, deci se găsește. Gelul acesta multifuncțional, gel aloe vera, are 99% aloe vera, elatoină și pantenol. Este un produs care se absorbe ușor și este destinat pentru îngrijirea feței, a corpului și a părului. Acum o să îți dai seama că când ai un produs cu atâtea utilități, o să zici ce poate să fie, ce poate să facă. Păi eu pot să vă zic cum poate fi folosit. Spre exemplu, se poate folosi ca loțiune de corp, pentru că hrănește și matifiază pielea. Uite, Nicoleta ne spune că e super gelul cu aloe, eu îl folosesc deja. Da. Ca poate și tine și folosit... ca și mulți alți deja parteneri. Da, poate fi folosit ca și ser pentru față. Pentru că concentrația foarte mare de aloe pe care o conține, vă dați seama că pentru ten face foarte bine, da? Catifelează și luminează tenul. Poate fi folosit ca emulsie pentru mâini și tălpi, da? Pentru a reduce uscăciunea pielii, a mâinilor și a tălpilor. Sau, abia aștept să-mi ajungă și mie. Atâtea întrebuințări are. Îți spun prea multe. Pentru domn, deci poate să folosească chiar și domnii ca și cremă după ras, da? Reduce iritațiile și roșeața după bărbierit. Asta mi se pare iarăși foarte interesant. O chestie care îmi place foarte mult și ar trebui să-l achiziționeze lumea, să-l aibă pentru când o să se expună la soare. Pentru că se poate folosi ca și soluție după ce stai la soare, da? După bronzat. Sau mai poate fi folosit ca mască pentru păr, pentru că îi oferă hidratare. Wow! Deci are destul de multe, două, deci, patru. Până la urmă, cred că trebuie să mai îmi achiziționez încă două, trei, ca să le am peste tot. Păi, un singur produs și atâtea întrebuințări. Super! Exact. Bineînțeles că orice produs ai folosi, adică orice produs, acum mă refer la gelul anticelulitic, tu ai și menționat deja că este nevoie și de o alimentație adecvată. Aș vrea un pic și foarte pe scurt, că nu vreau să mă lungesc foarte mult în acest live. Înainte de a continua, vreau să mai prezint și eu un produs nou pe care mi l-am achiziționat și de care sunt încântată. Acest săpun solid, care curăță perfect, hidratează, conține glicerină de argan și ulei de avocado, precum și mango și unt de shea. Și are un miros super, super fain. Este al parfumului unisex 900, cum spuneai și tu mai devreme, poate fi folosit de toată familia, atât de domni cât și de doamne, da? Care are cireș negru, lichior de vișine, migdale, iar de mijloc sunt notele trandafiria somie și de bază lemn de santal, cedru și boabe de tonka. Îl recomand, după cum vedeți, eu îl folosesc, uitați cât mai am doar, îl folosesc zilnic și cu siguranță mirosul lor o să vă placă. Da, am citit și eu că dacă l-ai pus să-l văd, îl văd și eu pe... Eu nu pot să fiu pe Facebook să văd live-ul așa în direct, să văd comentariile cum făceam altă dată, pentru că nu am conexiunea foarte bună la internet. Dar o să citesc pe urmă și așa cum am obișnuit, o să răspund la toate comentariile. Nu renunț, Onela, la 101 și 352 nu renunț, pentru că și acolo în gama 101 există și creme, există și
de un rolon, deci nu renunță. Prima dragoste, cum se spune, nu se uită, deci nu rămân fidelă. Dar știi care? Nu ai adevărată, Nadia, că până la urmă dacă că intrăm în contact cu foarte multe produse, toate ne plac, dar parcă ceva, acel de la început, știi, ne rămâne. Exact. Bun, te rog. Da, hai să zicem un pic, pentru că înainte de a intra în live, cred că cu 5 minute înainte de a intra în live, discutam cu cineva legat de alimentația și programul Fit 6. Deci atât am intrat de încântată în live-ul ăsta, încât mi-aș fi schimbat toată pledoaria din seara asta și aș fi vorbit despre ceea ce înseamnă Fit 6. Dar o să vină vremea. Alături și de alți parteneri, o să discutăm, o să anunțăm la momentul oportun. Sigur că da. Și o să vină momentul ăsta atunci când o să vin în fața voastră cu niște rezultate foarte faine, pentru că am deja niște persoane care sunt în program și urmează să intre cineva foarte drag mie care va fi în program și care va avea niște rezultate extraordinare. Pentru că acum știi cum e, tot, nu știu, am senzația că mă văd și foarte albă sau numai eu mă văd așa în cameră. Ești puțin, dar cred că din cauza luminii și a conexiunii mai degrabă. Da, de la... Exact. Mă rog, asta este. Deci ce pot să vă zic este că rezultatele pe care le au fetele în programul Fit 6 sunt extraordinare. Fantastic. Programul Fit 6. Da, acum știi, noi lăudăm produsul nostru. Așa ar zice lumea. Dar nu, iarăși rezultatele. Pentru că știi deja că noi avem grupul de suport și acolo în fiecare zi deja primim rezultatele fetelor. Am slăbit atât, am făcut atât, mă simt foarte bine, nu mă mai dor picioarele, am o stare foarte bună, dorm foarte bine. Deci cred că lista ar continua până dimineață, cum se spune. Exact, exact. Ideea este că aici apare chestia aia, de ce nu vinzi produse? Păi nu vând produse, nu vând programul Fit 6. Adică eu vreau să-ți vin în ajutor. Știu, am învățat, am testat, am rezultate în spate ale fetelor care au trecut prin acest program și vin să te ajut pe tine care îți dorești să scapi de surplusul de kilograme. Deci mi se pare, da, Ionela este unul dintre cei care a ținut programul Fit 6 și îmi spunea astăzi cineva care o cunoaște personal că zice: vai, dar cât de frumos a slăbit. Și o altă persoană tot din locul respectiv zice: da, cu ce o slăbit? Zim și mie ca să încerc și eu. Și atunci intrăm în discuții și povestim. Bun, ce este foarte important de știut și de reținut în programul Fit 6 este că totul are legătură cu starea lor de bine, pentru sănătatea lor. Doamna cu care am vorbit înainte de a intra în live era atât de încântată și atât de mulțumită. Nu este în echipa noastră, dar este o cunoștință care la momentul respectiv în septembrie, când eu nu eram pe nu promovam foarte mult sau nu făceam postări atât de dese, nu știa că eu mă ocup de așa ceva, cu toate că eu am ținut programul Fit 6, dar doar prima și a doua etapă, acum vreo 3 ani când a apărut, se parcă. Nu, acum 2 ani când a apărut. Acum 2 ani, da, deci atunci când a apărut, eu știu că l-am luat, am vrut să văd ce face, cât pot să slăbesc. Acum, mă rog, n-am avut să slăbesc foarte mult, că nu aveam de unde să dau. Ideea este că doamna respectivă zice: da, te rog să mă crezi. Și am zis: doamnă, eu vă cred. Chiar vă cred, pentru că eu știu, cunosc rezultatele. Ce mă bucur este că ați vorbit cu altcineva și ați făcut-o să creadă în ce spun eu. Adică, știți cum zic, până la urmă, dacă altcineva a validat ceea ce am spus eu, asta este, vom începe și noi Fit 6, că mi se pare super tare. Și aș întreba pe toată lumea și i-aș ruga să se gândească
dacă vreodată, în tot timpul ăsta, până acum, și-au făcut au făcut un catalizare, doresc să spui. Nu asta vreau să zic. Uite, Ionela, presupune să ne schimbăm complementaritatea, stilul alimentar, 5 mese pe zi, sănătoase. Mulțumim, Ionela. Da, deci vreau să zic de dezinflamarea organismului. Și sunt sigură, deci eu acum am niște discuții, sunt niște discuții pe internet cu niște persoane care au zis că nu au făcut niciodată așa ceva. Deci practic încep cu acest lucru în Fit 6. Și mă întorc la povestea doamnei de dinainte, care a zis așa: eu voi intra în programul, zicea luna septembrie, voi intra în programul Fit 6, dar dacă nu dau jos nimic, știi, zice, adică până acum am cumpărat, am 5, 6, 7, 800 de lei pe tot felul de chestii minune. Deci nu vreau să-mi cumpăr mai multe etape, vreau să-mi iei una singură și dacă nu dau jos, zice, mai pierdut, pa, la revedere. Păi și ce nu să există. Vă spun, că îmi zice că la o săptămână avea 5 kg date jos și la o lună avea 9,5 către 10 kg. Eu zice, nu știu exact să-ți spun, dar zice, pot să-ți arăt notițele, le caut și îți fac poză și ți le trimit. Păi clar, pentru că avea peste 100 de kg și atunci organismul era extrem de inflamat, era extrem de balonată, da, doamna respectivă, și programul ținut, dar mi-a și spus, zice, prima lună l-am ținut cap-coadă, ad literam, fără nicio gafă, și am dat până la 10 kg și a fost atât de încântată, de vreau să vă zic că acum este la etapa de menținere, deci l-au făcut pe toate. L-au ținut toate etapele. Deci ținuse toate etapele și este în perioada de menținere. O zis că dacă deocamdată nu mai face, după ce termină, nu o să mai țină până undeva în toamnă, dacă va fi nevoie. Dar mi-a spus un lucru foarte clar: nu o să mănânc niciodată cum am mâncat înainte. Pentru că zice, nu mai poți. Eu cred că în momentul în care ești educat, ai primit, ți-ai format acea educație alimentară, nu o să te mai întorci la alimentația pe care a avut-o haotică înainte. Bun, ne întreabă Mădălina dacă ceva de îngrășat nu aveți. Avem și de îngrășat. Ideea este că o să vorbim și de aceste lucruri, dar dacă dorești mai multe informații, poți să iei legătura cu noi în privat și le vei primi. Cu siguranță vei obține și acolo rezultate, pentru că într-adevăr avem și persoane care își doresc să se îngrașă. Bun. Sigur. Doamna Claudia Mihel ne spune că eu trebuie să slăbesc deoarece am probleme medicale. Luați legătura cu noi în privat, cu Vasilica, cu mine, cu cine doriți dumneavoastră și bineînțeles că stabilim împreună. Felicitări pentru sfatul și prezentare. Mulțumim, mulțumim frumos. Aș ruga pe toată lumea să nu ezite să ne pună întrebări, chiar dacă intră pe pagina noastră de Facebook sau acolo găsesc număr de telefon, noi îl avem acolo, pot să ne scrie, pot să ne sune fără nicio problemă sau să ne scrie orice întrebare la live-urile pe care le facem, la postări. Vom răspunde tuturor și vom căuta soluția potrivită pentru fiecare. Iar dacă este vorba despre programul Fit 6, vreau să-i asigur pe toți, pentru că vor zice, dar tu nu ești medic, nu ești nutriționist. Nu, nu sunt, iar astea nu sunt medicamente, să ne înțelegem. Deci noi nu le oferim pastile, nu le dăm medicamente cum dau medicii, da? Noi avem niște suplimente care sunt minerale și vitamine. Sunt niște suplimente care vor accelera procesul lor de a da jos.
pentru că urmăream zoom-urile pe care se fac în fiecare lună, în fiecare săptămână legat de programul Fit 6 și mi-a plăcut o chestie foarte tare, zice la un moment dat, lumea face o greșeală foarte mare, confund obezitatea cu grăsimea. Pentru că omul poate să aibă 80 de kilograme, care are o înălțime foarte mică sau, mă rog, mergem la 100 de kilograme, el este deja obez, da? Pe urmă, dacă el face acest proces de dezinflamare, el dă jos vreo 10-15 kilograme, adică toată retenția aia de apă. Păi unde e obezitatea? Că era de fapt era retenția de apă. Înainte, haideți să facem, înainte de a ne cataloga că suntem obezi, hai să facem această perioadă, această etapă de dezinflamare a organismului și vedem, mergem mai departe dacă este necesar. Nu este niciodată obligatoriu să ții cele 6 etape. Corect. Dar, Vasilica, eu văd că tu ești foarte entuziasmată. Aș vrea să vorbim despre acest program atât cu tine cât și cu Ionela și cu alte persoane care deja sunt în programul Fit 6 într-un nou live data viitoare. O să anunțăm exact când, pentru că așa cum se spune, noi ne o să ne lungim, știi? Pentru că ne este drag să vorbim și avem atâtea informații de împărtășit încât am tot vorbit. Aș ruga pe Ioana să intre alături de noi ca să și punem stop concurs, da? Suntem minunate și vă mulțumim că împărtășiți cu noi atâtea minunate. Vă mulțumim tuturor. Am mai pus pe în bară, da, comentariile dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe și nu mai reușim să le și amintim. Alexandra Pascu ne spune, doresc gelul să mă răsfăț și cu alte produse FM. Bună seara, Ioana! Mulțumim că ești alături de noi și în această săptămână. Atât de frumos ați vorbit despre produse, eu vreau să vă felicit. De fiecare dată ați vorbit mulțumim frumos, dar în seara aceasta a fost super, super. Ne priesc live-urile și începem și noi să fim așa, ca în familie. Din ce în ce mai bine, da. Da, ne-au lipsit prezentările, să știi că ne-am dezobișnuit să vorbim atât de mult, pentru că la prezentări știi că se legau și prietenii și era o stare foarte faină și încât că deja se... Da, exact. Ne adaptăm. Așa cum v-am obișnuit cu concursul, eu aș vrea să citesc lista prima dată și pe urmă să facem și extragerea. Și avem așa, stancioana. Poftim? După ce citești toată lista, hai să așteptăm un minut, două, poate să nu scăpăm pe cineva și lumea și data trecută, știi, ziceau că am distribuit și eu. Ah, ok. Eu am notat pe fiecare în parte, am avut pe laptop deschis, sper să nu fi trecut peste careva. No, așa, deci stancioana, Andreea Fucșec 1, Ionela Irimie, Stanciu Neli, Alina Blada, Nicoleta Oprița, Claudia Miheț, Crimu Mădălina, Iluca Ana și Florina Tăban. Uite, mai este Alexandra Pascu. Da. Păi asta ziceam. Așa. Și pe Claudia Miheț, că ai amintit-o, da. Da, am trecut-o, da. Bine. Dacă cineva știe că a făcut lucrul acesta, să scrie acum în comentarii, că nu este nicio grabă, nu ne grăbim, nu plecăm nicăieri, că de la ora 8 oricum suntem în casă, așa că nu mai avem unde să mergem. Da, cei din Alba Iulia sunt în casă. Mai este cineva după Alexandra Pascu? Nu. Mai vezi? Nu. Eu mai verific că eu văd aici, dar nu, cred că toată lumea... De data aceasta va face fiică mea. Avem... Te rog. Super. Bună, Ana. Ia să vedem. Ana. Stanciu Ana. Ana cu Ana. Ana extras o altă. Ana. Da.
Ana, asta e strasă o altă, Ana. Vă ne bucurăm. Felicitări. Vă felicităm. O și căutam pe doamna Stanciu să și pun... Doresc acest produs pentru că FM are produse extrem de calitative, dar acest produs nu l-am testat și tare mi-aș dori să-l încerc. Uite că dorința vă este îndeplinită. Zilele următoare acest produs o să ajungă în mâinile dumneavoastră și puteți să îl și testați. Ioana, îți mulțumim! Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Vă pup și o seară frumoasă! Te îmbrățișăm! Pa, pa, pa! Asemenea și ție, draga mea. Așadar, dragilor, un nou concurs, da, a luat sfârșit în această seară. Ne bucurăm pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumim tuturor și o las pe Vasilica să încheie așa puțin. Niciodată nu sunt pregătită, Nadia, deci uit partea cu încheierea, pe cuvântul meu. Că ar trebui, eu sunt foarte mult în citate și, mă rog, dar nu sunt pregătită, deci n-am nimic a pregătit. Ca să închei așa. Nu-i nimic, cu siguranță o să treacă ceva prin minte, așa că da. Nu pot decât să închei prin a ne dori fiecărora din cei care ne-au urmărit sau cei care ne vor vedea mai târziu în reluare, când vor avea timp, să-și acorde șansa să folosească produsele, indiferent despre care produs este vorba, pentru că nu au absolut nimic de pierdut. Deci atât îmi doresc să creadă, adică să creadă, să-și ofere oportunitatea de a încerca măcar o dată. Și dacă nu sunt mulțumiți, asta este, nu există produsul perfect. Nici pentru mine, nici pentru tine. Deci nu sunt toate produsele și nu sunt cele mai bune produse până la urmă. Că fiecare produs are persoana lui, nu? Are, sau fiecare exact. Produs de vânzare are cumpărătorul lui. Deci trebuie să încercăm și să le găsim pe cele care sunt pe placul și pe gustul nostru și care se potrivesc casei, familiei noastre. Așa că încercați exact. Să folosiți. Intrați în contact cu ele și vorbim după. Exact. Eu apropo, pentru că ai vorbit de programul de slăbit, aș vrea să închei prin a spune că nu începe cu o dietă care are o dată de expirare, ci cu un mod de viață care va dura mereu. Vă mulțumim tuturor și vă dorim o seară minunată. Felicitări, doamne Ana, care a câștigat acest produs. Până săptămâna viitoare, fiți pe fază, urmăriți-ne, pentru că noi o să punem în fiecare zi informații pentru dumneavoastră. Așadar, o seară minunată. Vă pupăm! O seară frumoasă!